În acest tutorial vom vorbi despre înregistrarea efectuării reviziei tehnice în programul și în cartea de intervenție. Pentru înregistrarea unei revizii tehnice în programul Smart Cash, trebuie să fiți un consultant autorizat Smart Soluții Smart Cash. Ca să deveniți consultant Soluții Smart Cash, va trebui să luați examenul de licență. Accesul interfața de întreținere a programului Smart Cash se face numai pe baza codului unic de acces alocat numai consultanților autorizați pentru soluții Smart Cash. Acest cod de acces este format din 9 caractere care se află pe spatele legitimației și este un cod unic pentru fiecare persoană în parte, respectiv pentru fiecare consultant autorizat Soluții Smart Cash. Pentru înregistrarea unei revizii tehnice în program, este necesar să intrăm în interfața de autentificare a programului Smart Cash Shop, să apăsăm butonul întreținere. Haideți să vedem acest lucru. Așteptăm pornirea programului Smart Cash Shop. După intrarea în interfața de autentificare, se apasă butonul Întreținere și se introduce codul de licență al consultantului de soluții Smart Cash. În acest moment am intrat cu codul de licență în programul Smart Cash Shop. Se merge în menul Program, Întreținere, interfață de întreținere. Se merge pe butonul Comenzi întreținere și în butonul Comenzi întreținere se alege revizie tehnică periodică. În acest moment apăsăm butonul Revizie îndeplinită. În momentul în care apăsăm butonul Revizie îndeplinită, toate datele de identificare ale operatorii Smart Cash vor fi înregistrate. Revizie înregistrată cu succes. În acest moment controlul a fost resetat și pornește de la 0 pentru încă 6 luni. Închidem programul Smart Cash și mergem mai departe la ultimul punct, dar și cel mai important, completarea cărții de întreținere și intervenție. Se deschide cartea de intervenție la partea a doua, evidența activităților de întreținere, unde vom observa un tabel cu câteva câmpuri care trebuie completate, cum ar fi data începerii intervenției, partenerul certificat care a efectuat intervenția, numele agentului, iar ce este mai important în partea de jos, avem descrierea lucrărilor efectuate aferente fiecărei capitol în parte. După completarea acestei cărți, se semnează și se ștampilează de către agentul autorizat.